A fost zi de sărbătoare astăzi pentru credincioșii ortodoxi români din Bătania, Ungaria. Noul preot paroh al comunității a fost instalat de preasfințitul părinte Siluan la finalul Sfintei Liturghii. La slujbă, alături de credincioșii din Bătania, au participat oficialități și profesori din România și Ungaria. Ierarhul a săvârșit și slujba de hirotesie întru duhovnic a părintelui Cristian Săraru, noul preot paroh. Doresc să mulțumesc în mod deosebit preasfinției sale, aici de față, pentru că are încredere în mine, pentru că mi-a încredințat această misiune și îl încredințez de asemenea că nu o să îl dezamăgesc, nu o să pun la îndoială ceea ce a simțit atunci când a avut încredere în mine. Am venit din nou aici la parohia Bătania, parohie cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, unde am instalat un nou părinte paroh, părintele Cristian Săraru, pentru că cel care a slujit aici vreme de 6 ani și ne-a ajutat și în alte slujiri la centrul eparhial, s-a reîntors în România, într-o parohie din Arhiepiscopia Radului și pe această cale îi suntem recunoscători și dorim să îi mulțumim înalt preasfințitului părinte Arhiepiscop Timotei pentru înțelegere și pentru tot sprijinul, pentru că iată noul candidat și noul preot paroh pe care l-am instalat astăzi aici la Bătania, tot din Arad provine și avem mare nădejde că va duce pe mai departe această lucrare duhovnicească cu sufletele oamenilor de apropiere de altarul străbun, dar și de bunul Dumnezeu și între oaltă și pe de altă parte va putea continua și toate celelalte lucrări care mai sunt de făcut. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu, pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe să poarte de grijă noului preot paroh și să îl ajute să facă o comunitate frumoasă, să aibă realizări importante și multe, atât în domeniul duhovnicesc și sufletesc, cât și cel edilitar. Instalarea preotului nou, care acum vine în orașul Bătania, în comunitatea noastră a românilor din Bătania și, bineînțeles, noi ne bucurăm foarte mult că nu rămâne comunitatea noastră fără preot. Îi mulțumim preasfințitului că a reușit să ne aducă în preot cât mai repede. Este un moment deosebit în viața comunității și de aceea doresc să-i felicit pe toți cu această ocazie și, bineînțeles, să-l felicit pe sfinția sa și să-i doresc multă sănătate, să aibă o activitate încununată de împliniri, să aibă multă răbdare, har și judecată înțeleaptă și să fie un reper al valorilor și relațiilor interumane. În Bătania funcționează din anul 2008 Școala Generală Românească Lucian Magdu.